Doi, eu cred că ar fi foarte bine să se organizeze o conferință internațională la care să participe și autorii acestui proiect și să dea niște răspunsuri, pentru că, așa cum spuneau și experții în domeniu, noi avem nevoie, la momentul când se schimbă un sistem electoral, dacă se ajunge acolo, trebuie să se ia decizia în baza unor criterii și să se dea cu părerea specialiști. Nu, Vlad Plahotniuc pentru mine nu este specialist în sisteme electorale, el este specialist în capturarea instituțiilor statului și extragerea profiturilor personale. Dar să fie o discuție și atunci dacă reușim să avem o discuție cu participare internațională, ar fi bine să fie reprezentată și diaspora la această discuție. Dar trebuie să aibă un rol foarte important în această dezbatere, mai ales că Partidul Democrat încearcă să o folosească, spunând că diaspora deja este de acord cu acest sistem uninominal, chiar dacă proiectul de lege încă nu a fost făcut public. Dar acordul oamenilor deja este anunțat.